Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Preacucernici părinți, preiubiți frații în Hristos, ne bucurăm de această primire pe care am avut-o în mijlocul cetății dumneavoastră și de fiecare dată când intru în casa Tatălui de rugăciune, când ajung în Sfânta Biserică, mă bucur de bisericile care sunt pline de oameni care sunt dorni să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Cineva a fost întrebat odată cu privire la aceasta, care e cea mai frumoasă biserică și a primit răspunsul următor. Cea mai frumoasă biserică este biserica plină. Nu este nicio biserică mai frumoasă decât aceea care e populată de oameni. Care este plină de oameni care sunt dornici să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, dornici să își mântuiască sufletul, dornici să se apropie de Dumnezeu și să trăiască în comuniune, să trăiască savurând Cuvântul lui Dumnezeu. Probabil vă întrebați de ce suntem noi în seara aceasta aici, de ce am străbătut distanța să venim până la dumneavoastră și vreau să vă mărturisesc că aseară ne găseam în Cluj, în biserica în care slujește părintele care este aici în față și eram la oră de rugăciune și s-a cântat o cântare și mi-a rămas cântarea aceea în mintea mea și aș vrea să vă răspund la întrebarea de ce suntem în seara aceasta aici cu această cântare. Este, dacă vreți, iubiții mei, o cântare care vine într-un fel și arată ce trebuie să găsim noi în lumea aceasta și după ce trebuie să umblăm noi în lumea aceasta. Cântarea e la pagina cu numărul cântării 691 și poartă un titlu semnificativ. Tu care ai aflat lumina. Tu care ai aflat lumina fericitei căi, zboară în valurile lumii, scapă-ți frații tăi. Dacă ne întrebați de ce am venit în seara aceasta aici, am venit cu dorința aceasta să ajutăm oamenii să iasă din vâltorile apelor tulbure ale lui Satan și să se întoarcă la Hristos. Dacă în seara aceasta am venit până la dumneavoastră, este cu dorința aceasta de a ajuta pe oameni să se întoarcă la Hristos de pe calea pierzării, așa cum s-a întors Fiul cel Risipitor în casa Tatălui, care nu este alta decât Sfânta Biserică. Nu lăsa să se odihnească trupul tău nici când, spune-le de moartea care va veni în curând. Dragii mei, vrem să vă aducem solia aceasta a împăcării dumneavoastră cu Dumnezeu, cu Tatăl cel Ceresc, mai mult decât oricând. Oamenii sunt chemați să se împace cu Dumnezeu și să nu uităm, dușmanul nostru, diavolul și scurtimea vieții noastre, la capătul căreia ne așteaptă moartea. Trebuie, iubiții mei, să avem grijă de lucrurile acestea. Ne așteaptă moartea pe fiecare dintre noi. Ea nu vă așteaptă după noi să ne întoarcem la Tatăl acasă ca Fiul Risipitor. Moartea poate surveni în orice clipă pentru oricare din noi. Și nu putem să așteptăm să vină moartea până când nu ne-am rezolvat cea mai importantă problemă a vieții noastre, adică mântuirea sufletului nostru, dragii mei. E extrem de important lucrul acesta. Dacă cineva v-ar întreba pe dumneavoastră, există ceva după moarte? Dacă cineva v-ar întreba pe dumneavoastră ce-i dincolo de moarte, dacă cineva v-ar întreba sunteți pregătiți pentru moarte, ce i-ați răspunde? Sunt întrebările Evangheliei, sunt întrebările lui Dumnezeu, sunt întrebările Cuvântului lui Dumnezeu. Nu puteți lăsa această problemă deosebit de importantă pentru că sunteți poate prea tânăr sau poate că sunteți prea în vârstă. Trebuie să găsiți un răspuns la problema aceasta, dragii mei, atâta timp cât sunteți în viață. Am venit în locul acesta cu dorința aceasta să vă spunem și să vă chemăm la pocăință.
Strofa a doua spune așa: spune-le de judecata care va veni, de osânda și pierzarea care o vor însoți. Spune-le de acela singur care i-ar scăpa. Spune-le să-l cheme astăzi până vor mai putea. Deci am venit la dumneavoastră, dragii mei, nu să vă speriem, nu să vă speriați, ci plin de o dorință vie să înțelegeți, să înțelegeți un fapt important. După moarte, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos și de judecata Lui, fiecare dintre noi cu trupul înviat, cu un trup nesupus putrezirii, ne vom înfățișa la dreapta judecata lui Dumnezeu și acolo vom răspunde fiecare dintre noi de faptele noastre pe care le-am comis în viața aceasta, de lucrurile care sunt poate ascunse, poate noi considerăm că nu le știe nimeni, de toate aceste lucruri vom răspunde în fața lui Dumnezeu. Și strofa aceasta a cântării ne îndeamnă să vă transmitem lucrul acesta, să vă spunem de judecată, să vă vorbim de osândă, să vă vorbim de pierzare. Și spune-le de acela singur care i-ar scăpa, adică de Domnul Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, care dorește să ne dăruiască fiecăruia dintre noi, prin întoarcerea la El, prin căință și prin pocăință sinceră, să ne dăruiască fiecăruia mântuirea. Strofa următoare spune așa: spune-le cu lacrimi, strigă-i, ține-te de toți, roagă-i, ei se duc la moarte, nu-i lăsa cât poți. Știi că mântuirii haruri ție ți s-au dat și pentru a ajuta să scape alții din păcat. Vedeți, iubiții mei, ce important este, vedeți unde este răspunsul la întrebarea de la început, de ce suntem aici la dumneavoastră, în comunitatea dumneavoastră, să vă vorbim despre acest iminent, despre acest moment al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, Creatorul. Și pentru momentul acela trebuie, iubiții mei, să ne pregătim viața în detaliu. Vedeți dumneavoastră, trebuie să faceți un drum, o călătorie, probabil la copiii dumneavoastră în străinătate sau probabil la fica dumneavoastră la București. Și câtă pregătire pentru drumul acela, informații, bilet, ora exactă, cine mă așteaptă, cine mă duce, dar pentru moarte, iubiții mei, dar pentru veșnicie. Pentru acestea nu este nevoie de pregătire, pentru acestea nu este nevoie de informații. Putem noi să așteptăm ziua plecării noastre din lumea aceasta, adică moartea, fără să știm unde ne ducem, fără să știm ce-i dincolo, fără să știm ce ne așteaptă la sfârșitul vieții și existenței noastre pe acest pământ? Nu putem, iubiții mei. Ultima strofă acestei cântări: cum cauți tu a lor salvare de pe a morții căi? Iubiții mei, este o întrebare provocatoare pentru noi. Cum? Ce faci tu pentru salvarea celor care se găsesc în moarte? Ce faci tu, mamă? Ce faci tu, tată? Care ai adus copii în lumea aceasta? Ce faci tu? Nu-i suficientă educația? Nu-i suficientă că-i trimiți la școală, că le cumperi haine, că te îngrijești să aibă o bucată de pâine? Ceva mult mai important trebuie să faci pentru copiii cu care Dumnezeu te-a binecuvântat și i-ai adus în lumea aceasta. Trebuie să faci ceva ce nu-i legat de lumea aceasta, ceva ce e legat de veșnicie. Trebuie să înveți să-i aduci la Sfânta Biserică, trebuie să înveți să-i aduci aici, trebuie să-i înveți să asculte de Dumnezeu de când sunt mici, trebuie să-i înveți să te rogi cu ei, trebuie să-i înveți să le unești mânuțele și să se roage lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm, să-i învățăm pe copiii noștri înainte de toate celelalte lucruri, iubiții mei. Ei, întrebarea aceasta, cum cauți tu a lor salvare de pe a morții căi? Mie ca părinte, mie ca tată, mă lovește direct în suflet. Pentru că trebuie să înțelegem, iubiții mei, avem din partea lui Dumnezeu această datorie să mântuim pe cei de lângă noi, să-i aducem la Hristos, să le vorbim despre Dumnezeu, despre veșnicie, să le vorbim despre rai, să le vorbim despre iad, lucruri care ne sunt confirmate de Sfânta Scriptură că ele există.
Și apoi încheie strofa aceasta: Tu care ai aflat lumina fericitei căi, zboară în valurile lumii, scapă-ți frații tăi. Exact cum a început prima strofă cu primele refrene, cu primele două gânduri, așa și încheie această cântare: Tu care ai aflat lumina fericitei căi, zboară în valurile lumii, scapă-ți frații tăi. Iubiții mei, de aceea am venit la dumneavoastră în această seară, pentru că a existat în viața noastră un moment de referință. Noi suntem creștini ortodoxi, noi suntem oameni care, așa cum a spus fratele aici, iubim biserica, iubim învățătura ei și vrem să o trăim. Ortodoxia înseamnă dreaptă credință, iubiții mei. Și vrem să trăim credința noastră ortodoxă așa cum a fost trăită ea la început. Și vrem, iubiții mei și scumpii mei frați ortodoxi, să vă spunem că se poate. Se poate să trăiești credința ortodoxă. Se poate să trăiești învățătura credinței noastre ortodoxe. Trebuie să fim practicanți, iubiții mei. Trebuie să învățăm cum să trăim, să învățăm cum să ne ferim de păcat, să învățăm cum să ne ferim de provocările lumii acestea, să învățăm cum să ne creștem copiii, să învățăm cum să îndrumăm spre împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să mai citesc un verset și apoi mă apropiu de încheiere. Versetul acesta, pentru că am auzit cântarea surorilor așa de frumoasă, este cu același mesaj pe care ni l-a adus surorile aici în fața noastră. Îl găsim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, versetul 25. Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Frații mei, haideți să ne întrebăm noi în seara aceasta, stăm noi lângă crucea Domnului nostru Iisus Hristos? Stăm noi lângă crucea Domnului nostru Iisus Hristos? Cine ne relatează Evanghelistul Ioan că se afla lângă crucea Domnului Iisus Hristos? Și mai citesc o dată, lângă crucea lui Iisus se afla mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Frații mei, fratele Traian are un comentariu foarte amplu cu privire la acest verset și aș vrea să spicuiesc din el câteva gânduri și să le punem pe inimile noastre din partea lui Dumnezeu. Până la cruce au stat mulți lângă Iisus Hristos în viața aceasta, când Domnul Iisus Hristos a fost în lumea aceasta. Până la cruce mulți au stat lângă Iisus Hristos. Mulți s-au bucurat pentru că le-au fost vindecați cei bolnavi din casele lor. Mulți s-au bucurat pentru că s-au hrănit din pâine. Mulți s-au bucurat pentru că au văzut minunile pe care le-au făcut Domnul Iisus Hristos. Până la cruce au stat mulți lângă Iisus Hristos. Dar lângă cruce nu mai stau cu El decât cei care dragostea a biruit frica morții. Cine stă lângă crucea Domnului Iisus Hristos? Lângă crucea Domnului Iisus Hristos stă totdeauna aceia care au dragoste față de Domnul Iisus Hristos. Dragostea care biruiește frica, aceia stau lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Lângă crucea Domnului Iisus Hristos nu veți găsi niciodată pe altcineva decât aceia care au dragoste pentru Domnul Iisus Hristos. Și cine a avut atunci în împrejurarea aceea, când Domnul Iisus Hristos era pe cruce răstignit, cine putea să stea lângă cruce dacă nu mama Domnului Iisus Hristos? Cea care i-a dat viață, cea care l-a născut, mama Domnului nostru Iisus Hristos era lângă cruce. Cei ai căror dragoste este mai tare ca moartea și a căror gelozie este mai neînduplecată decât orice, lângă crucea lui Iisus Hristos, în cel din tâi loc, este tot mama lui sfântă. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, cine era lângă crucea Domnului nostru Iisus Hristos? Mama lui sfântă. Și ce ne învață pe noi mama Domnului Iisus Hristos? Să iubim crucea și să stăm lângă cruce, iubiții mei. Un mare pictor a fost inspirat convertindu-se și întorcându-se la Dumnezeu să picteze într-un de Duhul Sfânt această răstignire a Domnului Iisus Hristos
de pe dealul căpățânii. Și când tabloul a fost gata, cel mai bun prieten al lui a venit pentru... El a fost primul care a admirat această operă acestui ilustru pictor. S-a uitat, a admirat, a văzut răstignirile, l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos pe cruce, a văzut mulțimea și ceva i-a atras atenția. Undeva la poala crucii era un loc liber. Dragii mei, omul acesta s-a uitat și l-a întrebat pe prietenul lui: auzi, văd aici mulțime mare și totuși ai lăsat un loc, de ce n-ai pictat pe nimeni acolo? Și știi ce a spus pictorul? Știi de ce locul acela este gol? Locul acela este gol pentru tine, dragul meu prieten. Te așteaptă și pe tine să genunchezi acolo. Te așteaptă și pe tine să îmbrățișezi poala crucii, să săruți picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Scumpii mei frați, scumpii mei frați creștini ortodoxi, există un loc la cruce și pentru dumneavoastră. Există un loc acolo, este un loc. Dumnezeu așteaptă să vă plecați genunchii, să îmbrățișați crucea și picioarele Domnului nostru Iisus Hristos, să le udați cu lacrimile dumneavoastră și să vă pocăiți cu adevărat aici în biserică, nu ieșind din biserică în alte culte și la alte boteze, nu, iubiții mei, aici în taina Sfintei Biserici, aici în taina pocăinței, să vă întoarceți la Hristos cu toată ființa dumneavoastră și să aveți un loc și dumneavoastră la cruce. De lângă buna vestire, pentru că mâine vom avea sărbătoare dumneavoastră, știți, pe lângă buna vestire și de lângă buna vestire și până lângă crucea împlinirii acesteia, prea sfânta fecioară și prea dulce mamă a fost nedespărțită de lângă Iisus. Ea a fost lângă ieslea cântărilor îngerești pentru El. Ea a fost lângă creșterea rugăciunii cu El. Ea a fost lângă îngrijorările pământești pentru El. A fost lângă bucuriile izbânzilor Lui și a fost lângă durerile patimilor Lui. Ce învățăm noi de la Sfânta Fecioară Maria? Ce învățăm, iubiții mei? Să-L iubim pe Iisus Hristos așa cum L-a iubit ea. Așa cum iubește o mamă. Așa cum dumneavoastră care sunteți mame aici, știți ce a însemnat să dați viață și știți ce ați spus în momentul acela. Știți câtă iubire, știți câtă dragoste, câte nopți nedormite atunci când fiul sau fiica dumneavoastră era plecată, câte însoție, de câte ori ați venit și n-ați aprins o lumânare și n-ați scris o rugăciune pentru părintele, de câte neliniști n-ați avut parte când fiica sau fiul dumneavoastră lipsea de acasă și dumneavoastră știați că trebuie să fie acolo. Așa este o mamă, așa a fost mama Domnului nostru Iisus Hristos și asta este îndemnul pentru noi, iubiții mei. Ea este acum lângă jertfa ispășirii Lui și ea este astăzi la dreapta slavei Lui, căci este drept ca aceea care a băut cel mai amar pahar alături de Iisus Hristos, Fiul ei Sfânt, care a fost botezată cu cel mai greu botez alături de El, să fie cu El acolo sus în cer. Ea este acolo, iubiții mei. Ea este mama Domnului nostru Iisus Hristos. Și a să închei cu un cuvânt al unui Sfânt Părinte care mi-a plăcut atât de mult cu privire la Sfânta Fecioară Maria. El întreabă așa: știți voi cine e Maica Domnului? O întrebare pentru noi și noi probabil vă spune, toți știu, și copiii care sunt la școală știu, era un copilaș aici din Aur și când a văzut ilustrata cu soldatul face, și noi am avut-o la istorie. Deci fiecare dintre noi, și copilașii mici de aici, știu și cunosc aceste detalii. Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, a fost aceea care l-a născut pe Domnul Iisus Hristos. Dar haideți să vedem ce spune Părintele Arhimandrit Ilie Cleopa despre Maica Domnului Iisus Hristos. Ea este împărăteasa heruvinilor, împărăteasa a toată făptura, cămara întrupării lui Dumnezeu, cuvântul, ușa luminii. Că lumina cea neapropiată și gânditoare, prin ea a venit pe lume. Ea este ușa vieții, că viața, adică Hristos, prin ea a intrat în lume. Ea este poarta cea încuiată prin care n-a trecut nimeni decât Domnul, cum spune prorocul Ezechia.
Și părintele Iosif spune așa de frumos despre Sfânta Fecioară Maria, doar două rânduri. Oricine vorbește în chip necuvincios despre Sfânta Fecioară și Maica Domnului va fi vinovat de un păcat veșnic împotriva Tatălui care a ales-o, împotriva Fiului care a sfințit-o și împotriva Duhului Sfânt care a umplit-o. Acesta este cuvântul părintelui Iosif cu privire la Sfânta Fecioară Maria din multe altele. Iar fratele Traian Inegalabil spune despre Sfânta Fecioară Maria așa: prin urmare, suntem datori să cinstim pe Sfânta și Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului nostru, cu toată evlavia și cu toată recunoștința, căci datorită curăției și smereniei ei a fost aleasă ea din veșnicie de Dumnezeu ca vasul sfânt pentru întruparea Mântuitorului nostru, Fiul Tatălui Ceresc, pentru ispășirea păcatelor omenirii întregi. Astfel, ea a devenit împreună lucrătoare cu Dumnezeu și Fiul ei la mântuirea noastră a tuturor oamenilor. Frații mei, iubiții mei, frați ostași, haideți și frați creștini ortodoxi, haideți să o prețuim pe Sfânta Fecioară Maria așa cum trebuie prețuită ea. Și știți care este cuvântul ei pentru noi? La nunta din Cana Galileea, dumneavoastră știți, atunci când s-a terminat vinul și ea a intermediat la fiul său iubit, ea s-a adresat nuntașilor, celor care se ocupau de nuntă, cu cuvintele acestea: faceți tot ce vă va spune el. Ce trebuie să facă un creștin ortodox cu privire la Sfânta Fecioară Maria? Să facă tot ce a spus Domnul Iisus Hristos în Sfântul Lui Cuvânt. Și întrebarea pentru noi se pune: cât de departe sau cât de aproape suntem noi de cerința pe care Sfânta Fecioară Maria a lăsat-o pentru noi? Cât împlinim noi din Cuvântul Lui Dumnezeu? Cât împlinim noi din Evanghelie? Cât împlinim noi din ce auzim în fața Sfântului Altar? Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze! Bunul Dumnezeu să vă lumineze fețele și inimile și sufletele dumneavoastră! Bunul Dumnezeu să vă dorească bucuria Lui! Bunul Dumnezeu să vă ajute să treceți peste acest post aspru și greu și să vă bucurați cu toată ființa și cu toată inima de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, nu numai ciocnind un ou, ci primindu-L pe Iisus Hristos în inimile și în viețile dumneavoastră ca Domn și Stăpân. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.